Stimată doamnă ministru, onorați invitați, dragi colegi, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Colectivul Institutului Oncologic vă spune bine ați venit. Suntem constrânși, din păcate, să vă primim afară din cauza unui nou val de pandemie COVID-19, dar omenirea se confruntă și cu altă pandemie, cea a cancerului. William Mayer, cu circa 100 de ani în urmă, spunea că deși sunt multe alte boli care omoară nemilos, totuși cancerul va rămâne pentru mult timp cea mai de temut maladie. Marcăm astăzi Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Și iată, în această zi, Institutul Oncologic din Republica Moldova primește în dotare în dotarea noastră, o armă strategică de luptă împotriva cancerului. Este vorba despre acceleratorul linear de o nouă generație. Este o tehnologie mult așteptată atât de comunitatea medicală, cât și de pacienți. Aceasta ne va permite lărgirea accesului și modernizarea tratamentului oncologic în conformitate cu obiectivele principale ale Programului Național de Combatere al Cancerului. Ne mândrim că această tehnologie de vârf astăzi este lansată aici la Institutul Oncologic. Odată cu lansarea acestuia, ne apropiem de standardele deținute de către alte centri oncologice moderne din lume. Onorată asistență, permiteți-mi să invit alături pentru inaugurare pe doamna ministra Sănătății Republicii Moldova, doamna Alla Limirenko. Mulțumesc. Bună ziua! 4 februarie este Ziua Mondială a Luptei contra Cancerului. A fost instituită în 2008 și scopul acestei zile este ca să ne amintim care este impactul acestei boli necurțătoare. Și cel mai important lucru, cel mai important scop este ca să conștientizeze fiecare, începând cu societatea medicală, cât și cu cetățenii, cât este de important să faci un control medical la timp, la medic, să treci la timp acele investigații care sunt recomandate pentru a detecta această maladie necruțătoare la timp. De asemenea, este destul de important ca statul să poată oferi acces la aceste investigații pentru detecție, pentru diagnosticarea la timp, cât și acele tratamente care pot să aducă o rată de succes în tratamentul cancerului. Din păcate, incidența prin cancer și, în general, prin maladii oncologice crește în lume în fiecare an tot mai mult și mai mult. Republica Moldova nu este o excepție. Avem o creștere a ratei incidenței prin cancer mult mai mare decât anii trecuți. De asemenea, această rată este cea mai înaltă în municipiul Chișinău, deoarece aici avem o concentrație mult mai mare, este cea mai importantă urbă, o concentrare mai mare a populației. Conform datelor statistice, în anul 2020 aveam la evidență circa 60.000 de persoane cu maladii oncologice, dintre care peste 8.000 au fost depistate pentru prima dată cu acest diagnostic. Pentru noi este foarte important ca sistemul de sănătate să poată să ofere acele soluții de tratament care ar oferi o șansă la viață, o șansă de a se întoarce la muncă pentru acești pacienți și a aduce o viață calitativă. Una din cele mai importante, de fapt, cele mai importante subiecte este asigurarea cu echipamente. Echipamente moderne, deoarece toate tratamentele și toate investigațiile în ultimii ani au devenit foarte moderne în întreaga lume. Desigur, Republica Moldova a rămas mult în afara modernizării soluțiilor care sunt oferite pentru tratamentul și, de fapt, pentru diagnosticarea cancerului. Astfel, acest aparat, acest echipament care astăzi este inaugurat și își începe activitatea în cadrul Institutului Oncologic, este un prim pas spre această modernizare și spre un mai bun acces la sisteme inovaționale de tratament și de diagnosticare. În anul 2019 eu pot să mă bucur că am contribuit personal și guvernul Sandu, de fapt, a fost în 2019 inițiatorul de a oferi Institutului Oncologic acest echipament. Astfel, cu acordul Agenției Internaționale de Energie Atomică, au fost acceptați de către ei
de fapt, oferirea voluntară a unei sume de 500 de mii de euro, dar cu condiția ca țara să aibă partea ei de contribuție egală cu 600 de mii de euro, astfel ca dumnealor să procure acest echipament. Desigur, în mijlocul anului, atunci când am inițiat aceste negocieri cu agenția internațională, era destul de complicat să găsim în bugetul statului această sumă de bani. Mă bucur foarte mult că a fost o deschidere atât din partea doamnei prim-ministru Sandu, cât și din partea ministrului finanțelor de atunci, doamna Gavriliță. Astfel, după mai multe discuții, a fost acceptat ca acești bani să fie redirecționați către Institutul Oncologic. Ne pare destul de rău că de la momentul transferului acestor sume din octombrie 2019 a trebuit să treacă tocmai 2 ani de zile ca acest echipament în sfârșit să ajungă la Institutul Oncologic și să fie pus în serviciul pacienților. Totodată utilizez această ocazie ca să anunț că la momentul de față este în proces de inițiere a licitației pentru procurarea a 2 echipamente mamografice pentru Institutul Oncologic, unul din care se va găsi aici în Chișinău, în Institutul Oncologic, în incintă, iar altul va fi în Bălți, pentru ca să fie posibilă detecția cancerului de glandă mamară, care de fapt în structura maladiilor se află pe locul 2 și se întâlnește foarte frecvent în populația Republicii Moldova. În același timp, trebuie să recunoaștem că este inadmisibil ca Institutul Oncologic și specialiștii de aici să activeze fără a avea la îndemână un tomograf computerizat. Astfel, următoarea etapă este inițierea procurării unui tomograf computerizat în cadrul proiectului finanțat din CEB, Banca Consiliului Europei, răspuns, reacție de răspuns la COVID, și aceasta va fi posibil probabil ca în această vară sau cel târziu în toamnă acest echipament să fie distribuit. Eu vreau să apreciez activitatea instituțiilor medicale, a tuturor organizațiilor și asociațiilor, inclusiv a cetățenilor care își aduc aportul în lupta contra cancerului. Dar avem de organizat foarte multe alte activități, avem nevoie de a oferi pacienților acces la tratamente moderne, tratamente de succes, acces la medicamente destul de costisitoare, și acesta este următorul pas. Vreau să felicit colegii medici pentru ocazia de a lucra cu așa echipamente performante și mă bucur pentru ei că în acest departament, eu sunt absolut sigură, se vor simți exact ca într-un departament a unui spital contemporan de peste hotare, și scopul nostru este să aducem la acest nivel absolut toate direcțiile și toate secțiile Institutului Oncologic. Este foarte mult de muncă și sper, domnule director, că aceasta va fi o linie, aș zice, destul de agresivă de înaintare pentru schimbare și pentru ca pacienții oncologici în Republica Moldova, într-adevăr, să dispună de acces la echipamente performante și la tratamente de succes. Eu vă doresc succes, vă doresc cât mai mulți pacienți tratați, întorși acasă în familiile lor, și noi, funcția noastră a tuturora este să contribuim zi de zi la aceasta. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă ministră! Onorată asistență, tehnologia este un moment important, dar factorul decisiv este factorul uman. Merită astăzi să o menționăm în această zi pe Maria Sklodowska-Curie, care a fost prima femeie laureată a Premiului Nobel. Ea a studiat, a pus bazele fizicii nucleare, care de fapt stau la baza dezvoltării tehnologiilor avansate în domeniu. Ea spunea, nu poți spera să construiești o lume mai bună fără a perfecționa pe fiecare membru în parte. În acest context, vreau să menționez că membrii echipei medicale, medici oncologi, tehnicieni, radioterapeuți, bioingineri, fizicieni medicali, au urmat diverse cursuri de instruire în România, Elveția, Ungaria, Austria, Germania, Federația Rusă, Estonia, Cehia, instruiri pe loc, instruiri cu prezență fizică, cât și instruiri online,
Și aceasta ne va permite ca echipamentul să lucreze chiar începând cu ziua de astăzi. Vreau să ofer cuvânt doamnei Nina Sămeț, șef departamentul oncologie radiologică la Institutul Oncologic. Doamna doctor. Доброе утро, уважаемая многоуважаемая госпожа министр, доброе утро, господин директор, многоуважаемые коллеги, гости. Сегодня очень яркий и знаменательный день для департамента радиотерапии Института онкологии, который является единственным департаментом, который оказывает услуги лечения онкологическим пациентам, всем пациентам Республики Молдова при лечении такой грозной патологии, как рак. Мы очень рады, что несколько лет назад правительство Молдовы, в лице правительства Молдовы, Министерство здравоохранения, Министерство экономики, международных организаций, которые функционируют и имеют программы по развитию медицины в Молдове, оказали внимание, суппорт экономический для покупки такого высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования. Этот проект был реализован в рамках технической помощи Международного агентства атомной энергии совместно с правительством Республики Молдова. Он существует давно, развивается и предоставляет нам как материальный, так и обучающую базу для наших специалистов. Сегодня я хочу также поблагодарить всю ту мультидисциплинарную команду, которая реализовывала этот сложнейший проект в условиях всемирной пандемии COVID-19. Спасибо огромное тем транспортным компаниям, которые в огромных сложностях смогли доставить этот груз, пересекая из Швейцарии все страны, европейские страны, которые на тот период имели свои правила въезда и проезда. Спасибо огромное главному менеджеру фирмы «Вариан», который составил настолько график в течение 12 месяцев, что мы смогли, не выходя из графика, проводить все необходимые работы по реконструкции бункера, которая проводилась командой Института онкологии. Под командой Института онкологии, также отдела биомедицины, отдела медицинских физиков, отдела инженеров. Спасибо огромное за понимание моим коллегам, врачам-радиотерапевтам, которые в этот период смогли оказывать, не останавливая нашу лечение наших пациентов и дожидаясь инсталляции нового аппарата. Этот аппарат позволит улучшить подход наших пациентов для высокотехнологичного лечения и улучшить методы лечения. И я желаю всем здоровья, и я думаю, что мы будем также в дальнейшем с очень большими и плотными работами и новыми проектами, которые мы уже запланировали в нашем департаменте радиотерапии. Спасибо еще раз всем коллегам и правительству и всем остальным. Все, мерси. Mulțumim frumos! Suntem marturii unei dezvoltări vertiginoase a domeniului radioterapie. Noi, de asemenea,
chiar dacă s-au realizat multe, urmează și mai multe să realizăm. Unul din proiecte demarate este MOL 6011 de dezvoltare serviciului de brahiterapie 3D. În continuare, la rândul meu, vreau să duc sincere mulțumiri, în primul rând, colectivului Institutului Oncologic, fiecărui cetățean care a contribuit cu banul public, Ministerul Sănătății și, în mod special, doamnei ministre Alena Nemirenko, personal pentru implicare, Guvernului Republicii Moldova, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, compania Gamma Logistic pentru implicare și, dacă am omis pe cineva, nu este intenționat. Vă mulțumim tuturor pentru întreaga susținere și vă suntem recunoscători pentru acest eveniment în special, dar și pentru colaborare de zi cu zi. Sperăm că munca depusă într-o cooperare să contribuie la realizarea unui amalgam de lucruri frumoase. În continuare, îmi permiteți să ofer cuvântul domnului Ionel Balan, directorul Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice. Bună ziua tuturor, stimată domnul ministru, stimată domn director, stimată și onorată prezență, sunt bucuros să participăm în calitate de reprezentant al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice la acest, aș spune eu, foarte important eveniment care direct transpune năzuința omenirii prin care energia atomică este orientată pe făgașul pașnic, adică energia pentru pace. Anume, această năzuință este ca bază pentru asigurarea unei desfășurări în siguranță a tuturor activităților care utilizează în activitatea dată radiațiile ionizante. Nu este secret că aceste tehnologii la prima vedere prezintă un pericol și într-adevăr așa și este, însă odată ce această energie este controlată, este verificată, este impusă și utilizată cu un anumit control și cu asigurarea a securității radiologice, ea va aduce acel efect la care noi toți tindem, combaterea a mai multor maladii, inclusiv a unei maladii atât de agresive cum este cancerul. Încă o dată vă felicit cu această foarte importantă, aș spune eu, etapă. Cred că nu o să ne oprim aici, o să dezvoltăm tot mai departe, fiindcă știm foarte bine de cei vorbitori precedenți că problema cancerului și altor boli este destul de actuală și doar prin tehnologii moderne, prin tehnologii care într-adevăr pot aduce o revoluție în tratamentul astfel de maladii, vom atinge acel efect scontat de îmbunătățire a calității și longevității vieții. Mulțumesc foarte mult și felicitări! Vă mulțumim frumos! Cu această parte oficială a luat sfârșit. În continuare, doamna Elena Mudrăi, șefa serviciului de presă al Ministerului Sănătății, vă va conduce pentru a putea capta imagini și a realiza interviuri. Vă informăm că nu am oprit procesul curativ în bloc și de ce vă rugăm să ne înțelegeți că suntem obligați să limităm aflarea dumneavoastră în incinte pentru a nu pericita procesul de tratament. Ținând cont de situația epidemiologică complicată, accesul în clădire va fi limitat, de asemenea în grupuri mici, în așa fel ca să respectăm toate normele sanitare. Eu vă mulțumesc tuturor încă o dată. Felicitări cu lucrurile realizate, sperăm în continuarea lucrurilor bune și înmulțirea lor. O zi bună tuturor! Mulțumesc!
momentul este poziționat pe masa de tratament. Masa este din material carbon fiber, care ne permite să fie permanent în stare sterilă și care permite o poziționare cât mai corectă și de scurtă durată a pacientului. Aparatul împreună cu masa ne permite să facem mișcări în diferite poziții, atât în poziții rotative, cât și în poziții de rotativă a mesii. Tot aici putem să desfacem capul aparatului pentru a face poziționarea rentgenologică și CBCT-ul, care este foarte important pentru o poziționare cât mai corectă a pacientului în timpul tratamentului. Pacientul este vizualizat de toate camerele care se află în jurul aparatului, astfel securitatea radiațională și securitatea pacientului este strict în observația tehnicianului radiolog care lucrează la aparatul Vital Beam. În imaginile de pe ecran se vede planul de tratament care este compus din 4 câmpuri, astfel în cazul în care noi deja facem poziționarea, putem mișca aparatul în diferite poziții pentru a cuprinde toată zona de iradiere, zona unde se află zona critică. Iată așa. De asemenea, tehnicianul radiolog lucrează în colaborare cu colegul său pentru a vizualiza din două părți egale poziționarea pacientului. Aparatul dispune de un sistem de securitate de ultimă generație, ceea ce permite că la orice mișcare, la orice respirație mai accentuată a pacientului, aparatul se oprește brusc. Tehnicianul radiolog vede și în imagine și vede și la plan că deja aparatul s-a oprit. Se verifică dacă pacientul se simte bine, dacă nu sunt cauze de repoziționare și mai apoi continuăm tratamentul. La final tratamentului aparatul revine în poziția inițială și se pregătește pentru următorul pacient. Masa de lucru, cum am mai spus, masa este dintr-un material carbon fiber care ne permite foarte bine să facem prelucrarea mesii, astfel permanent pacientul se află în securitate, atât radiațională cât și epidemiologică, și tratamentul decurge foarte reușit cu 100% calitate. Dacă până acum echipa noastră lucra foarte bine și avea un rezultat foarte bun, în prezent putem spune că avem 100% calitate. La deschiderea se deschid două aripioare care sunt cheviurile, sunt ca un fel de rentgen care verifică dacă pacientul a fost poziționat corect. Dacă noi dorim să mai facem și se face în două proiecții, se face de sus și lateral pentru a verifica dacă totul este corect. Dacă aparatul fixează o poziție corectă, acolo deja totul este bine. Pe lângă faptul că tehnicianul radiolog lucrează cu masa, aparatul ne permite și verifică și el încă o dată veridicitatea poziționării pacientului. Adică nu există niciodată o poziție incorrectă. Dacă pacientul a fost poziționat câțiva milimetri în altă direcție, atunci aparatul ne permite să facem corecția după ce se suprapun câmpurile din planul de tratament și poziționarea care este actuală. Se lucrează cu două pupitre de comandă. Pupitrele sunt performante, astfel noi putem lucra și cu lumina acestuia. Schimbăm, modificăm lumina în încăpere. Poziționarea se face după niște lasere care sunt fixate pe perete de culoare verde. Ele ne permit să facem o poziționare cât mai corectă pe parcursul tratamentului de radioterapie.
Tratamentul durează în jur de 10-15 minute, în dependență de planul de tratament și de zona activă în care noi trebuie să lucrăm. Adică aparatul se rotește în diferite direcții în jur de 10-15 minute. Astfel pacientul este urmărit și totul decurge perfect.